Das fing sie, deine Worte, die Pforte morde, das ist die Felicit. Ihr da schon so könnte ich da schon, schick und sie mit ihr nicht. Warte, der Lunge ein Pick, ein Normal, warte, gar nicht sind grei. Sollt ihr nicht dir, dass ich euch nicht gejahre, nur mein Support, okay. Da, deine voie de foarte multe, ca să fii fericit. Iar așa că s-o mândă de prieteni, ce înseamnă poeziile lui Eminescu pentru dumneavoastră? Simina, pentru mine poeziile lui Eminescu, ca la școală să răspund la întrebarea ta, înseamnă foarte mult. Foarte mult, adică o bucată importantă din toată viața mea. Cred că dacă nu ar fi fost Mihai Eminescu, eu nu scriam nici poezii și nu cântam nici muzică fort. Cât de mult înseamnă muzica pentru dumneavoastră? E, cum ar veni, a treia jumătate sau a patra jumătate din ființa mea. Adică, să fiu un pic mai explicit, muzica merge foarte bine cu poezia și invers, și poezia cu muzica. Stau, se țin una pe alta în brațe ca două surori adevărate. Nici un popor pe aici. Mai bine plec. Mai bine plec, mai bine plec, ce să prefac? Să mă omor sau să trăiesc încă ceva? Aveți o muzică dedicată lui Eminescu? Am scris la un moment dat pe versul lui Mihai Eminescu, încă n-am renunțat, s-ar putea să, într-un proiect nu prea îndepărtat, să îndrăznesc, să pun pe versurile lui cântecele mele. Oare s-a dus? Mi-e dor că cuvintele sunt sus, mi-e dor, dar gena mea e o vale la izvor, mi-e dor, soarele arde într-una, mi-e dor de cineva azi. Era pe vremuri când lumina neagră venea din răsărit, venea din stepe o lumină, lumina neagră de sfârșit, dar toate, toate s-au dus de pustii. O să apară, o să scot în curând și o carte, nu, o carte tot de poezii, dar cu texte pe care le-am scris pentru alți prieteni, Ducu Berți, Alifantis, Baniciu, Adior de Anghiuri Pascu, direcția. Sper până la sfârșitul anului.